ai decolorat și când ai venit cu meniul de colorare, ți s-a închis. Acum, prima greșeală este că nu ai ce să cauți cu o vopsea cu 3% pe părul decolorat. Aici, cu siguranță, acum, să presupunem că ai făcut corect și ai lucrat cu vopsele care se folosesc după decolorare și au și un oxidant de 3%, dar de obicei, după decolorare, se folosesc doar vopsele care se amestecă cu un oxidant mai mic. Acum, eu știu de obicei ce se întâmplă, da? Se folosește vopsea permanentă cu sau fără amoniac cu 3% după decolorare, ceea ce este foarte greșit pentru că aici vorbim de dezechilibru al pH-ului, ceea ce pe termen lung poate dezvolta sensibilitate sau alergii pentru client. Da? Acest dezechilibru al pH-ului. Bun. Acum, de ce s-a închis culoarea în momentul în care tu ai decolorat? S-a decolorat deschis, cum ai spus tu, dar când am colorat mi s-a închis. Acest lucru se întâmplă pentru că nu toate culorile colorează la fel. Anumite culori se vor închide. Da? Culorile sunt împărțite și ele pe categorii calde, reci și neutre. Fiecare tip de culoare se va comporta diferit în momentul colorării, adică se închide mai mult sau mai puțin, sau e posibil să obții și o culoare mai deschisă decât ți-ai dorit dacă nu ai ales oxidantul potrivit, da? Și culoarea potrivită. Noi când lucrăm cu oxidanți mici, sau avem un singur oxidant mic, de exemplu cel de 1, ceva sau 2, ceva, nu avem mai mulți oxidanți pe care să îi alegem în bază la tipul de culoare. Acolo trebuie să schimbăm meniul de colorare în care vom adăuga ceva ca să avem garanția că nu se va închide, sau vom merge cu o treaptă mai sus sau două trepte mai sus în cazul în care este nevoie, în cazul în care știm că este o culoare care se va închide.